Mulțumesc, domnule președinte. Titlul declarației: nu-ți uita bătrânii, nu-ți părăsi părinții. Dragi români, genocidul actual pe care guvernul României, genocid social pe care guvernul României îl promovează ca pe o realizare, este produsul prostiei și a lipsei de respect față de cei care ne-au crescut și cei care ne-au lăsat o moștenire, o economie fundamentală pentru traiul nostru de astăzi. Tot ce s-a construit, s-a construit cu eforturi, sacrificii, uneori sacrificiu suprem. Iar la ora actuală, răsplata pentru tot ce au făcut bunici, părinții noștri, acești oameni minunați constă în niște pensii de mizerie cu care ei nu își pot asigura traiul de zi cu zi, nu își pot asigura medicamentele, nu își pot plăti facturile. De multe ori banii pe care îi primesc nu le sunt suficienți pentru a-și cumpăra medicamentele. Facturile care zi de zi devin un coșmar, rămân pentru ei spaima zilei de mâine. V-ați lepădat de Dumnezeu și de tot ce este sfânt în jurământul pe care vi l-ați asumat atunci când ați fost investit să guvernați această țară. Alianța pentru Patrie cere Guvernului României în mod ferm și clar să spună când și cu cât vor mări pensiile. Cerem să fie respectați înaintașii noștri, cerem să dovedim smerenie și bună cuvință față de cei care ne-au crescut, ne-au educat, iubindu-ne zi de zi și ceas de ceas. Vă mulțumesc!